În comuna Său din județul Bacău a fost agitație mare. Zeci de săteni s-au adunat să-i admire pe urși veniți să dea start oficial pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. Zeci de urători au coborât de la munte în centrul comunei. Urșii îmbrăcați în piei veritabile, jandarmi, primarii și țigani au colindat și au dansat. Cel mai mic dintre urși abia a împlinit 5 ani, însă asta nu l-a împiedicat să țină ritmul cu cei mari. Mai rar întâlnite sunt fetele care sunt luate încete, însă anul acesta ele și-au făcut loc printre băieți și au arătat că sunt la fel de iscusite în ale dansului. Eu am vrut. De ce? Să văd și eu cum e și super tare. Urșii din Asău sunt recunoscuți alături de cei din Dărmănești și Comănești în întreaga țară, iar pentru un asemenea prestigiu se pregătesc săptămâni în șir. Repetiții seara. Seara, la o cană de vin fiert, o dobă, un urs. Să mai repetă comenzi, mai scrim, mai facem toate de cuvință. Urșii din Asău au drept caracteristică dansul pe par, întâlnit doar în comuna de pe Valea Muntelui. Noi folosim pieile autentice a ursului. Și... Deci, practic, ursul, când se juca ursul, a început bătaia tobilor cu un ciocănel. Și la noi, la Asău, s-a inventat bătaia tobilor cu două ciocănele. Avem și suntem singuri care urcăm ursul pe par când joacă. Din zonă, dacă aveți ocazia să mai vedeți. Ursul pe par e tot specific Asăului. Da, da. Deci jocul ursului pe par e specific Asăului. Prima oară m-am pregătit, m-a pus taică mi să mă urc pe par, bă, du-te și dansează, că n-aveam ce face, trebuia să... Și de atunci, deci, ca și cum ar fi în sânge chestia asta, nu... Deci nu m-am dezechilibrat, n-am căzut niciodată de când asta și... Și nici nu știu cum e să caz, nu știu cum ar fi în momentul acela. Cetele de urs sunt la loc de cinste pe Valea Muntelui, așa că oamenii s-au adunat să-i vadă și să-i fotografieze. Sunt excelenți. E ceva ce pentru noi ne încântă. Nu știu, poate mulți nu înțeleg situația, datina. Aici noi o trăim în fiecare an și în fiecare clipă și ne bucurăm în fiecare an de ei. Duc tradiția mai departe, nu se piardă. Nu v-ați plictisit în fiecare an de ei? Nu, de așteptăm. E ceva frumos. Toată lumea iasă pe stradă. În fiecare an e mai frumos. Să-ți